Atât Poliția Rutieră cât și cei de la serviciul Regim Permise Auto și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș susțin această idee, dar nu o văd de grabă realizabilă, scriu cei de la infomaramureș.ro. Florin Șironca, șeful de la Permise Auto, susține și el ideea amplasării de camere video pe mașinile de examen. Asta pentru că, spune el, nu ar mai exista reclamații și ne-ar ajuta pentru că nu ar mai fi motive de contestare, dar sincer nu cred că va fi foarte curând acest lucru. Am a ajuns și eu la concluzia că aceste camere video ar fi cea mai bună opțiune. Poate că așa examinatorii auto s-ar teme și ei de ceva, pentru că acum nu se tem de nimic. Ideea, spun, că este perfectă. Așa s-ar vedea pe cameră dacă ai greșit sau nu, spune și un instructor auto băimărean.